Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre criza refugiaților, primăria Capitalei, dar și despre Congresul PSD. I-am invitat în studioul Informația TV pe domnul Vasile Fernea, PSD. Bună seara și bine ați venit! Domnul Mașculi Ciobo, consilier municipal UDMR. Bună seara și bine ați venit! Și domnul Adrian Cosma, consilier județean PNL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Da, domnilor, vă propun să începem cu criza refugiaților. Ungaria a decis să extindă gardul și la granița cu România. Ministerul de Externe din România spune că nu este un gest corect. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Fernea? Spuneam săptămâna trecută în acest studio că situația creată este abia la început, iar consecințele sunt imprevizibile. Ceea ce s-a întâmplat de vineri încoace nu face decât să confirme ceea ce am spus eu vineri seara și ceilalți colegi pe care i-am avut în platou atunci. În primul rând, vedeți că apar probleme extrem de serioase între țările membre ale Uniunii Europene. Aproape am putea spune că deja Uniunea Europeană este împărțită în două. În al doilea rând, reguli foarte ferm stabilite și care într-adevăr țineau de această comunitate extraordinară de altfel, Uniunea Europeană, cad, încet, încet cad. Și mă refer aici la spațiul Schengen. Pentru că la ora actuală nu știu cât mai putem să vorbim despre libera circulație. Atâta vreme cât Germania a impus control la frontiere, Ungaria a făcut ceea ce a făcut și are intențiile ca să facă un zid și la granița cu România, Austria și ea a impus niște reguli foarte severe, controle la frontieră, nu știu cât mai putem discuta în aceste condiții de libera circulație. Din punctul meu de vedere, eu condamn conducătorii Uniunii Europene pentru că trebuia de mult să sesizeze fenomenul și să ia măsuri preventive. Noi nu știm la această oră câte zeci de mii de emigranți sunt în Uniunea Europeană și nu știm și nici nu putem prevedea câte milioane se gândesc sau se îndreaptă spre Uniunea Europeană. Este pregătită Uniunea Europeană să facă față acestui val de oameni, între care, așa cum spuneam și vineri seara, vezi niște oameni rămâi, într-adevăr sunt unii care se manifestă ca refugiați, fug din fața unui război. Dar am văzut astăzi unul și am rămas perplex. Să îndrăznească să spună autorităților maghiare textual: asta e Europa, să vă fie rușine. Asta a spus unul din mulțime către autoritățile maghiare. Sigur că Ungaria este condamnată de foarte mulți pentru măsurile pe care le ia. Dar nu știu dacă nu vor ajunge și ceilalți care sunt la frontieră să trebuiască să ia măsuri foarte ferme. Pentru că altfel eu nu prevăd un viitor așa cum ni-l dorim. Și tare mi-e teamă. Și spuneam că această acțiune e concertată. Tare mi-e teamă să nu fie începutul celui de-al treilea război mondial. Fac afirmații grave și bine ar fi să ceea ce spun eu acum să n-am dreptate. Dar, din păcate, cam ce am spus s-a întâmplat. Și uitați-vă, Ungaria. Ungaria a reușit să-și păstreze relații foarte bune cu Rusia. E singura țară din Uniunea Europeană care are aceste relații, în pofida faptului că Victor Orban a fost apostrofat, ei își continuă drumul. Au o relație foarte bună și cu americanii. Spre deosebire de noi, ei au viză, pot călători fără vize, noi nu putem călători, deși la ei nu este scutul, la noi este.
Ungaria la ora actuală joacă o carte extrem de importantă. Extrem de importantă. Nu știu consecințele acestui joc, nu le pot intui, că poate dacă le-aș putea intui, aș spune. Dar atâta vreme cât ce s-a întâmplat în Siria, acolo este clar că este mână externă și știm a cui, dincolo ce sunt rușii cu punctul lor de vedere, nu știu dacă cineva nu dorește să sacrifice Europa. Și ar fi mare păcat. Da, domnule Mașculic, cum vedeți dumneavoastră de aici, din România, din satul mare, faptul că autoritățile din Ungaria vor să extindă gardul și la granița cu România? Este un subiect foarte sensibil și chiar astăzi, după declarația ministrului de externe ungar, am născut niște reacții foarte dure la adresa lui Victor Orban, că Victor Orban vrea să distrugă Uniunea Europeană și lucrează împotriva Uniunii Europene și se aliază cu ruși. În ceea ce privește acest gard, deci presiunea care s-a pus pe Ungaria în ultima perioadă cu refugiați a fost extraordinar de mare. Fiind prima țară din spațiul Schengen, da? După regulile Uniunii Europene și după regulile liberei circulație, da? Nu putea să treacă prin Ungaria fără să fie înregistrată. Că dacă ajungea în Austria sau Germania, neînregistrați în Ungaria, ei trimitau automat înapoi în prima țară unde a intrat pe teritoriul Schengen. Da? Și din această cauză, presiunea a fost extraordinar de mare pe Ungaria. Eu acum o lună jumate chiar am fost în sudul Ungariei și discutam cu oamenii din satele de acolo. Erau foarte necăjiți, că nu știau unde mai intră. Deci pur și simplu intrau în proprietățile oamenilor. Dacă deschideți televiziunea maghiară, postul de televiziune M1, da? Păi de dimineață până seară nu mă arată scene, ce se întâmplă, cum se comportă, intră pe proprietățile oamenilor. Trebuia să facă ceva. Deci e un gest normal. Deci eu cred că și România, dacă acest val venea dinspre Bulgaria, dar noi avem un mare noroc că e Dunărea și Dunărea nu poate să treacă în not. Eu cred că făcea și România exact aceeași gest. Deci trăgea un gard ca lumea. Acum se pare că au rezolvat partea sudică a Ungariei, de acum nu se mai poate să treacă pe la Râscă și zone, deci unde mai erau accesibili. Și probabil că o să încerce prin România. Nu știu, ei trebuie să apără, da, sigur, trebuie să apără teritoriul. Și acum toată lumea condamnă pe Victor Orban și condamnă pe Ungaria. Și nimeni nu discută că armata austriacă este la granița Ungaria-Austria. Controle severe, nu mai trece nicio mașină, nicio persoană neverificată. Chiar auzeam între Polonia, Germania, iarăși armata. În Bavaria, iarăși armata. Deci acum asta s-a acutizat în ultimele 4-5 luni, dar este o problemă care a început de mult. Păi de 2 ani de zile Turcia a atras atenție, domnilor, avem aproape 2 milioane de refugiați la noi. În Iordania au refugiat cam tot 2 milioane de sirieni. Și nimeni nu a făcut niciun gest. Și a fost de ajuns o singură propoziție a cancelarului german. Numai că este o chestie umanitară și hai să ajutăm. Asta a fost scânteia. Și atunci a pornit valul. Dar nimeni nu face nimic. Grecia nu poate să facă nimic, că săracii sunt în criză, că abia tărăiesc și merg tot să cer bani. Nu controlează acolo nimeni. Deci intră în Grecia cum vor. După care Macedonia, Serbia... Astăzi am discutat cu cineva, un săpmărean care s-a întors tocmai din concediu din Grecia și spunea că grecii trăiesc în continuare bine, pensiile sunt în continuare la fel de mari, salariile sunt în continuare la fel de mari și s-au simțit foarte bine sătmărenii care au fost acolo în concediu, n-au avut nevoie deci de bani. Turiștii puteau să turiștii de nu la simt. Bancomat, indiferent ce sumă,
Așadar, una se vorbește la noi și alta se întâmplă în Grecia. Dar să revenim la această criză a refugiaților, așa cum este ea denumită. Domnule Cosma, sigur că autoritățile din Ungaria au luat această decizie să extindă gardul și la granița cu României, cu România, în contextul în care și-ar putea schimba ruta acești refugiați, imigranți sau numiți cum credeți, maestră de cuvinte. Eu nu pot decât să cataloghez un astfel de gest ca fiind unul responsabil până la urmă și mă refer în primul rând și am la bază acele imagini care le-am văzut în urmă cu 2 săptămâni, când oameni, cetățeni care nu aveau nicio treabă efectiv cu ce se întâmpla acolo în gara Chaletic, am văzut cu toți imaginele, au fost luați la palme, au fost bătuți sau nu știu, au fost agresați și mizeria care au lăsat-o în urma lor. Deci sunt câteva elemente care cred că au rămas întipărite în mintea fiecărui om. Fiecare stat până la urmă și nu doar Ungaria, poate și România la un moment dat, va trebui, dacă țara noastră va fi... Vreau să vă întrerup, domnule Cosma, întipărită în mintea oamenilor a rămas și acea imagine în care un reporter, din păcate, de televiziune a împiedicat un bărbat care se ducea cu copilul. Deci, cumva, lucrurile trebuie văzute din ambele părți, nu doar dintr-un singur unghi. Încerc să le văd cât se poate de responsabil, încerc să le văd cât se poate de obiectiv, dar trebuie să înțelegem și vreau să cred asta, că fiecare stat, în primul rând, este solidar cu cetățenii lui, este obligat să apere dreptul de proprietate a fiecărui cetățean, este obligat să apere patrimoniul fiecărui cetățean și, în primul rând, integritatea cetățenilor săi. Sigur că, după aceea, având în vedere principiile care stau la baza Uniunii Europene, care stau la baza statului de drept, care stau la baza democrației, de ce nu? Toate astea trebuie respectate, sigur că și în relația cu ceilalți cetățeni, chiar dacă nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și trebuie să manifestăm solidaritate față de aceștia. Dar tot în același timp, repet, trebuie să ne vedem interesul nostru, interesul cetățenilor fiecărui stat. Sigur că este îngrijorător. Ne putem pune fiecare în situația Ungariei. Este îngrijorător când pe zi, nu știu câte zeci de mii, 40.000 de sirieni, nu știu ce o fi, sigur, cu probleme, repet, este dureros ceea ce am văzut, dar în același timp am văzut și foarte mulți oameni, foarte mulți cetățeni printre aceștia care oricând pot fi suspecți și vreau să spun că între 1.000 de cetățeni care nu poți, n-ai cum să-i controlezi, nu știi ce vor, nu știi de unde provin, nu știi dacă pot să fie printre ei 1.000, 2.000, 3.000 teroriști care să-ți facă un dezastru, care să facă nenorociri. Deci despre acest fenomen vorbim. Sigur că și Ungaria am văzut că a manifestat și poziția premierului Ungariei mi se pare responsabilă față de cetățenii săi. La fel cum foarte bine a precizat și președintele României, că România nu poate să accepte cote impuse de către Uniunea Europeană în ceea ce privește primirea imigranților. Fiecare țară își cunoaște posibilitățile, noi am spus clar, putem să găzduim și putem să ajutăm 1.785, parcă dacă nu mă înșel, de imigranți. La fel cum Ungaria are posibilitățile ei. Deci acest lucru și vedeți, și bine a spus domnul Fernea. Și ce facem, domnul Cosma, dacă ne trezim și noi ca și autoritățile din Ungaria că vin refugiații la noi în România? Ce facem cu ei? Va trebui să ne întărim frontierele, evident. Evident, va trebui să ne întărim frontierele, să vedem care sunt capacitățile noastre de a-i primi, de a-i găzdui și de a-i oferi condiții. Dacă constatăm că 1.785 putem să-i ajutăm în condiții normale, 1.785 o să păstrăm. Eventual, sigur că putem să-i ajutăm pe aceștia, chiar dacă sunt în afara granițelor noastre, nu știu, cu tot ce ne stă în putință. Dar primordial este siguranța cetățeanului și siguranța granițelor fiecărui stat. Deci lucrurile trebuie privite, părerea mea, foarte responsabil. Și așa cum s-a mai spus aici, deci,
ne îndreptăm, efectiv, ne îndreptăm spre o situație pe care la un moment dat s-ar putea să nu mai putem controla. Nu e de glumă că îți vin 40-50 de mii de imigranți pe zi în țară. Cam astea au fost cotele la un moment dat, care intrau în 24 de ore pe teritoriul Ungariei. Sigur că astăzi noi nu prezentăm interes. Nu prea scurioși de România acești imigranți. Până la urmă, domnilor, ce facem? Ne întoarcem la vorbele... Domnul Rostu, a atins o problemă foarte importantă. Când a făcut afirmația că acești oameni, într-adevăr, trebuie ajutați. Dar acolo, la ei, trebuie ajutați și americanii, și rușii, păi și chinezii, și toată comunitatea aici, mondială, toată comunitatea mondială trebuia să se trezească la timp. Pentru că eu nu pot să înțeleg acești conducători, dacă au ajuns să conducă lumea, păi chiar n-au realizat ce se va întâmpla. N-au realizat că după primii 1000 vor veni alte 5000, după alte 5000 vor veni 20000, după aia vor veni 500000 și tot așa. Ei trebuia să se sesizeze și atunci luate măsuri. Da, eu sunt de acord, trebuie ajutați oamenii ăștia. Trebuia de mult rezolvată problema Siriei, a războiului de acolo. Pentru că pentru un regim totalitar până în pânzele albe, sacrifici o lume. De altfel și primul război mondial, știți... Domnul Felnea, ce facem? Ne întoarcem la vorbele lui Traian Băsescu. Fostul președinte Traian Băsescu a spus în urmă cu ceva vreme, cu câteva zile, chiar cu peste o săptămână, că trebuie să ne închidem granițele. Atunci, la vremea respectivă, majoritatea invitaților din platoul Informația TV respingea afirmațiile lui Traian Băsescu. Acum îmi spuneți că ar trebui să ne închidem granițele. Nu ne putem întoarce la vorbele lui Băsescu. Acum Ungaria își închide granițele. Austria înăsprește controlele la graniță. Atâta Germania reintrodus controlul la graniță. Ce se întâmplă? Atâta timp cât trebuie să ne apărăm securitatea națională și integritatea cetățenilor noștri, trebuie să luăm orice măsură. Chiar și închiderea granițelor, dacă este cazul. Efectiv. Pentru că ați văzut și eu am urmărit câteva interviuri de la presa, de la televiziunile maghiare, în care am văzut oameni disperați, le-au intrat în casă, le-au intrat peste ei. Și acești oameni, efectiv, având statutul de imigranți, la un moment dat nu poți absolut să le faci nimic. Și nu poți să-i tragi la răspundere. Acum au mai modificat ceva în legea lor penală, că pot fi trași la răspundere penală. Nu numai, că chiar au modificat legea și au modificat drastic legea. Deci în momentul în care deja intră ilegal pe teritoriul Ungariei, pentru că până acum toate intrările au fost ilegale, pentru că treceau zona verde și au intrat ilegal. Acum mai este un aspect la nivelul Uniunii Europene. Mai există un aspect, o teorie. Chiar discutam cu un prieten zilele astea. Sigur, mai este și cealaltă, să zic, posibilitate, viziune, nu știu, a Germaniei, a marilor puteri, în care constată că le vine o forță de muncă ieftină. Și atunci, poate socotele nu le-au ieșit chiar atât de clar, încât, sigur că la un moment dat nu mai pot controla acest fenomen. Dar să punem în comparație un salar care ar putea să-l dea unui imigrant care se bucură pentru 4-500 de euro și salariul care trebuie să-i dea unui neamț de 2500 de euro sau 3000 de euro. Și acesta este un fenomen care trebuie avut în vedere și nu știm ce a fost în mintea unor reprezentanți ai Uniunii Europene. Până la urmă, acești oameni au nevoie de protecție internațională. Această protecție putea fi oferită și acolo, puteau marile puteri, Rusia, America, noi, toți cei care suntem în NATO, să ofere această protecție. Repet, suntem pentru a ajuta, pentru a primi în limita capacităților și în limita ceea ce înseamnă siguranța națională. Ar fi interesant de văzut, domnilor, dacă legea permite unui stat să îi acorde unui refugiat sau imigrant un salariu de 500 de euro în Germania, cum spunea domnul Cosma, un salariu minim. Cred că nu se poate. Chiar Germania nu poate. Legal trebuie să dai, poate, nu știu, salariul minim 8-900 de euro. Dai salariul mediu pentru ca să te asiguri că în acest fel persoana respectivă poate trăi pe teritoriul statului respectiv. Dar problema este mult mai complicată. Probabil că la negru se poate rezolva în situația în care... E mult mai complicată. Ceea ce spuneați dumneavoastră cu Băsescu. Nu se mai poate
realiza ceea ce a spus Băsescu, că la data când a spus el, noi deja aveam 400 de sirieni în țară. Iar conducătorii noștri știau foarte bine aceste lucruri și ei au făcut și la nivelul Cotroceniului și la nivelul Palatului Victoria, s-au făcut niște analize extrem de serioase care au stabilit exact cifra la care noi ne putem angaja. Chestiunea este nu că îi dai salar la unul, dar gândiți-vă la gama de consecințe. Aia vin cu copii, aia trebuie educați. Vin cu bătrâni, la aia trebuie acordat ajutor social, îngrijire. Ei vin cu religia lor, trebuie să le facem biserici până la urmă, că o să ai încotro. Școli, deci consecințele nu sunt numai asta că forța de muncă. E posibil la un moment dat, deși dacă analizăm starea șomajului în Uniunea Europeană și în Europa, vom constata că există destul de mult șomaj și că există destul de muncă. Germania are nevoie de forță de muncă. Aici îi dau dreptate domnului Cosma. Într-adevăr, Germania are nevoie de forță de muncă. Nu cred însă că în acest sens a fost putea găsi în Europa, că există destul de forță de muncă în Europa. Numai în Turcia cât există. Da, mă rog, acestea sunt probleme extreme. Eu astăzi, întâmplător, lucram ceva prin curte, dar eu am un televizor pe terasă acolo și aud. Și un post de televiziune, nu-l nominalizez, domnule, critica, dacă o vehemență extraordinară, Ungaria și măsurile luate în Ungaria. Și am încercat să intru, credeți-mă, am încercat să intru în legătură directă. Erau niște fătuți din astea, tinerele acolo. Am vrut să le întreb, dar ce ar trebui să facă Ungaria? Ce ar trebui să facă Ungaria? Că până la urmă se nenorocește Ungaria. Deci e nevoie ca tu, ca țară, să-ți iei niște măsuri pentru proprii tăi cetățeni care ai jurat cu mâna pe Biblie să respecti Constituția țării respective, țării tale. Atunci cum îți aperi cetățenii? Vedeți, dumneavoastră, domnule Fernea, părerile sunt împărțite. Dumneavoastră sunteți de părere că Ungaria procedează corect. Pe când Victor Ponta, premierul României, spunea că Ungaria își tratează refugiații cu bâta. Nu am spus că procedează corect. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu n-am spus că procedează corect. Dar nu poate să stea cu mâinile în sân. Nu poate să stea. Probabil că la nivelul analizei care au făcut-o ei acolo, au ajuns la concluzia că astea sunt măsurile care trebuie să le ia. Nu știu dacă sunt cele mai bune măsuri. Și, bineînțeles, dacă vedem lumea la nivelul anului 2015, suntem tentați să spunem că nu sunt bune măsurile care le-au luat ungurii. Suntem tentați. Dar trebuie să ne punem întrebarea. Fenomenul ăsta va putea fi stăvilit? Va putea fi oprit? Se vor putea lua niște măsuri în continuare care să stopeze acest fenomen. Pentru că dacă nu se stopează acest fenomen, consecințele vor fi extrem de grave. Deci este foarte simplu că de la București, de la Cotroceni, să tot povestești și să critici Ungaria. De la Cotroceni, de la Palatul Victoria. Mă rog, de la Palatul Victoria să critici acum țara vecină cu care oricând și cauți orice mișcare greșită, sau orice declarație greșită și te legi de asta, în momentul în care la tine în țară nu a intrat niciunul și n-ai nicio treabă. Deci nu știi ce înseamnă să fie blocate circulația trenurilor, să fie oprită 3 zile toată circulația. Nu știi ce înseamnă că la Hegeș-Holom granița era închisă, nu mai trecea nicio mașină, da? Deci 2 zile. Deci de asta nu știi. Deci stai liniștit și critici că ce fac alții. În condițiile în care la noi în țară nu suntem în stare să rezolvăm problema propriilor noștri refugiați pe care avem. Numai un exercițiu să ne gândim, da? Horea 6, Satu Mare. Da? Sunt. Acolo nu sunt refugiați. Sunt 30-40 de oameni care ar trebui să rezolvăm. Ce am face dacă ne-am trezit că încă 100 refugiați în Satu Mare? Și ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni? Și ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni, da? Nu suntem în stare să controlăm propriile noastre probleme. Dar atunci cum o să tratăm când vin refugiații?
Da, domnul Sănea, dacă domnul Mașculic a dus în discuție acest subiect, haideți să discutăm și despre acest subiect. Ce s-a întâmplat acum două săptămâni, se întreba sau spunea domnul avocat Cosma. Vă spun eu ce s-a întâmplat acum două săptămâni. Acum două săptămâni, pe o terasă din centrul municipiului Satu Mare, câteva persoane de etnie romă au încercat să tâlhărească cetățeni străini. Ei, în momentul în care angajatul localului respectiv a intervenit, cerându-le acelor cetățeni să-și vadă de treabă și să-i lase pe cetățenii străini în pace, un tânăr de 24 de ani, Cuha, da, domnul Fernea, cunosc evenimentul. Stați, probabil dumneavoastră îl cunoașteți, să-l cunoască și telespectatorii. Acel Cuha l-a agresat pe recepționerul hotelului, apoi a fost luat de forțele de ordine, dus la secția 1 de poliție, acolo pe strada Târnavei, unde, în prezența polițiștilor, acest tânăr de 24 de ani a bătut, doamnelor și domnilor, doi jandarmi. Ei, în această situație în care autoritățile sunt bătute în propriile birouri, mă întreb cum ar reacționa aceste autorități dacă în Satu Mare, în România, ar fi refugiați numărul în care se află în Ungaria. Doamna Stella, de câte ori am zis eu chiar în studioul ăsta aici că noi în materie de ordine publică, și mă refer la această chestiune acum, noi mergem cu două căruțe stricate în loc să luăm cei buni și de la căruța asta și de la asta și să facem una ca lumea. Deci să facem o forță de ordine ca lumea. Ori nu avem. Avem acum, la un moment dat, atâtea poliție avem, că eu îmi puneam întrebarea la un moment dat, dar care o fi poliția adevărată? Că e poliție de mediu, e poliție locală, e poliție nu știu din care. Atâtea poliții, dar care fi poliția adevărată? Nu se vrea, pentru că acolo sus, și am spus-o mereu, e o armată de generali care țin la funcțiile lor. Ori prin formarea unei forțe în care să se unească poliția locală și cu poliția de ordine publică din cadrul Poliției Naționale, să facă o forță de ordine ca lumea care să fie și capabilă să-și facă treaba. Dar nu știu de ce s-a înființat această poliție locală, domnule. Sunt slab. Este inadmisibil. Și de ce mai discutăm este de poliția locală? Este inadmisibil să fie bătuți în sediu. Păi, de ce să mai discutăm? Jandarmi au fost bătuți în sediu. Dar mai rușinos. Eu mai bine tăceam în locul lor. Dacă nu spuneam. Dacă s-a întâmplat acolo, e sediu poliției municipiului. Este foarte grav să se întâmple așa ceva. Aud de foarte multe ori că n-avem posibilitatea să intervenim, că știți acum cum ridici vocea către unul, cum DNA-ul sau procurorul militar pe tine. Nu e adevărat, nu sunt de acord cu un asemenea punct de vedere. Legea există, dar legile trebuie aplicate și aplicate corect. Să poate așa ceva, să-și permită cineva în sediul poliției să bată doi oameni ai legii. Este domnul foarte Sărea, grav. Din punctul meu de vedere, cel mai dureros este faptul că cele două instituții, jandarmeria și poliția, inspectoratul de poliție, au șefi. Ei, acești șefi nu au avut 5 minute în care să redacteze un comunicat prin care să le transmită sătmărenilor, nu presei. Nu presa are nevoie de astfel de informații. Prin acel comunicat să le transmită sătmărenilor cum s-a reușit ca doi jandarmi să fie bătuți în sediul poliției de un tânăr, de un infractor. Asta este cel mai dureros. Eu dacă aveam un asemenea eveniment pe vremea când am fost șeful inspectoratului, eu îmi dădeam demisia imediat. Atunci am avut curajul să-i spun șefului poliției române într-o vineri, la ora 16, să-l sun și să-i spun, domnul general, luni dimineață intru în Cămârzana. N-am spus, vă rog să aprobați, că nu mi-ar fi aprobat. L-am blocat. Zic, ori sunt în stare să fac ordine în Cămârzana, ori îmi dau demisia. Nu se poate așa că
nu mai avem dreptul, nu mai avem nimic, nu mai... atunci de ce ești acolo? Ce ești? Știți ce este foarte important și trebuie să privim lucrurile la modul cel mai serios. În primul rând, rolul preventiv. Rolul preventiv și ceea ce este și mai trist este că nu am văzut o poziție din partea primarului, din partea șefului poliției locale, care în ziua următoare sau la o oră trebuia să stea la raport, nu în fața noastră sau în fața presei, în fața cetățenilor, să ne explice cum este posibil ca în buricul orașului, satul mare, 4 cetățeni străini să fie atacați și să li se ia 4.000 de euro din buzunare, parcă atât ai suma. Domnule, deci, domnule lucrurile avocat, la modul ăsta trebuie. Înțeleg că dumneavoastră sunteți politicieni. Politician, nu, da? Eu sunt cetățean înainte. Nu văd unde-i rolul primarului într-o astfel de situație. Uitați, într-un minut vă explic. Aici, în condițiile în care primarul, în primul rând primarul... Să-mi duc și eu fraza până la capăt și apoi îmi explicați. Da. Deci nu văd unde-i rolul primarului într-o astfel de situație, având în vedere că, după cum și dumneavoastră singur ați observat, au fost depășiți de situație jandarmii, care sunt militari. Ăla deja e rezultatul. Domnul Cosma, au fost depășiți de situație polițiștii, care și ei la un moment dat au fost militari. Ceea ce spuneți dumneavoastră este deja consecința, rezultatul. Eu vorbesc de prevenție, rolul preventiv al acestor organe. Poliție Națională, Poliție Locală. Atunci primarul să vă este responsabil și să-i spuneți domnului Mașculic. Dacă care va este, fi primar, eu să-i spun. Deocamdată mă adresez cetățenilor. Care este consilier municipal și care a trasat împreună cu ceilalți consilieri, au trasat sarcinile poliției locale. Ei, vreau să vă spun că printre sarcinile poliției locale trasate de consilierii municipali din satul mare, majoritatea sunt parcările și circulația. În prima zi de școală, luni, în 14 septembrie, în fiecare parcare erau 2 polițiști locali. La fiecare trecere de pietoni erau 2 polițiști locali. În acest timp, domnule Mașculic, se spărgeau locuințe. Care poliția locală, în momentul de față, trebuie regândită. Strategia în ceea ce privește prevenirea infracționalității trebuie regândită din temelie. Nu este normal să traversezi orașul din micro 16 până în micro 17 și să nu întâlnești o patrulă pedestră care să-mi asigure mie ca cetățean, să-mi dea sentimentul că sunt în siguranță și dacă cineva vine și mă atacă, da, atunci am siguranța că la 100 de metri de mine este un polițist. Nu este normal să-i vedem cum se plimbă cu câte 5 în mașină și nu umblă printre oameni. Eu vreau să-i văd printre cetățeni. Ori, rolul primarului aici intervine, pentru că șeful poliției locale se subordonează primarului și consiliului local, da? Și din acest punct de vedere, primarul, ca un bun gospodar, trebuie să simtă că există anumite deficiențe. Eu am atras atenția despre situația de pe Horia. Domnul Mașculic să ne spună cum se întâmplă lucrurile așa. Și de ce atribuțiile poliției locale sunt altele decât cele la care... Dar să ne înțelegem, eu nu cred că printre atribuțiile poliției locale nu se regăsește prevenirea infracționalității, prevenirea distrugerilor. Domnul Mașculic să ne spună cum stau lucrurile. Și acum, doamna Stella, am început că noi, consilierii locali, suntem undeva în devine că noi am trasat sarcinile poliției locale. Deci este o greșeală profundă pe care ați afirmat. Poliția locală funcționează pe baza legii 150, dacă bine rețin. Deci este o lege făcută de legiuitor la Palatul Victoria, în Parlament, da. Deci de parlamentarii noștri. Până și aici, de acord și ei, și ei funcționează și ei funcționează pe baza acestui legi. Nicicum. Și nu vreau să apăr acum în niciun caz primarul, să nu mă înțelegi greșit. Noi n-am stabilit atribuțiunile lor, da? Deci este o poliție Dar locală care... Prin hotărâri de poliția locală trebuie să pună în aplicare hotărârile de consiliu locale date de primăria municipiului Satu Mare. Ei, acele hotărâri de consiliu, dumneavoastră ați ridicat mânuța și dumneavoastră și consilierii, colegii domnului Cosma, așa despre este, care nu ne spune că ar fi vinovați de activitatea sau inactivitatea poliției locale. Da. Dar așa sunt. Ei trebuie să pună în aplicare și sunt acele persoane care răspund pentru aplicarea și
mă rog, punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu, care se referă la, mă rog, la ordine publică sau la parcări. Și asta este o chestie importantă, și parcările, da? E foarte importantă și ceea ce se întâmplă pe treceri de pietoni. Acum, putem să acuzăm. Deci, poliția locală, la ora actuală, într-adevăr, cum zicea și domnul Fermea, avem două căruțe. Deci, în loc să avem o poliție puternică, da, care să știe care este treaba lui, noi avem două. Avem poliția rutieră, da, care are niște atribuții pe linia de circulație, da, paralel, conform acestei legi, și poliția locală are niște atribuții pe legea de pe circulație, dar numai pe o chestie restrânsă, da? Ei poate să stea acolo și poate să dea amende dacă ai parcat greșit. Dar dacă ai făcut o depășire sau dacă n-ai acordat prioritate pe trecere de pieton, ai trecut pe roșu, ei nu mai au absolut nicio putere. Deci e un amestec în care știți de ce zâmbesc? risipim banul public, indiferent degeaba. Indiferent cum punem problemele, ajungem la această chestiune. Nu avem o forță puternică. Avem două poliții. Niciuna nu e suficient de puternică ca să fie în măsură, și când ai două moșe, știți ce se întâmplă cu copilul. Știți? Da, știu. Ei, păi, astăzi... Ei, mă iertați, domnul Cosma. Eu turbam, dacă nu intram cu minim 35 de patrule pe noapte în satul mare, îi zăpăceam pe cei de la municipiu. Minim 35. Aveam 30 de câini de servici care intra cu ei. Mai sunt câini de servici acum? Wow. Făceam săptămânal ședințe. Adunam 50 de hoți. 50 de hoți. Și duceam în sala de festivități și îi prezentam la agenții de noapte. Să-i cunoască când se întâlnesc cu ei pe stradă, să știe că ăsta-i hoț. Și să le întreb, ce cauți tu la ora 2 noaptea aici? Că tu nu aici trebuie să fii acum. Să mai fac asemenea chestiuni? Nu se fac. Deci chestiunea cu prevenirea, foarte bine atins-o domnul Cosma, dacă nu facem prevenire, fenomenul se dezvoltă și ajungi că nu îl mai poți stăpâni. În situația asta suntem noi acum, cu ordinea publică. Îmi pare foarte rău pentru ce colegii. Ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, domnule Fermea, nu sunt ei principalii vinovați, cei din satul mare. Ce înseamnă prevenire din punctul Păi prima măsură, prima sarcină care o avea poliția română până într-o vreme, era aceasta, prevenirea. Dacă se întâmpla un eveniment grav, păi să făceau niște analize la nivel central, erai chemat acolo, venea comisie din București aici și analiza în detaliu totul. De ce s-a întâmplat? De ce n-ați luat măsurile să preveniți fenomenul? Și atunci trebuia să acționezi preventiv. Domnule Fermea, știți ce înseamnă din punctul de vedere al foștilor noastre colegi mai tineri prevenirea? Să scrii comunicate de presă în care să vorbești despre alcoolul și urmările lui, să scrii comunicate de presă în care să vorbești despre ce pățești dacă consumi droguri, să scrii comunicate de presă în care să ți se spună ce ți se întâmplă dacă dai mită și așa mai departe. Asta, asta înseamnă prevenirea, asta din prevenire. Punctul de vedere al poliției. Eu nu spun că nu trebuie și comunicate, dar încă o dată spun. Nu polițiștii din satul mare sunt principalii vinovați pentru situația care există. Pentru situația din municipiul satul mare și pentru situația din județul satul mare, îmi cer scuze, domnul Fermea, poliția și jandarmeria Stella, este vinovată. Vă rog să mă ascultați. Nu poate să vină ministrul de interne să facă curățenie în municipiul satul mare până sau la în capăt. Județul Uitați-vă ce se întâmplă în toată țara asta, că nu vezi, zilnic te îngrozești, accidente mortale de circulație. Viola faptului că și poliția locală face circulație. Tâlhar și așa mai departe. Tot felul de evenimente foarte grave. Deci ce se întâmplă în satul mare se întâmplă în toată țara. Și atunci întrebarea, cine-i de vină? Și eu încă o dată dau vina pe cei din generalii ăia acolo, o groază de generali. Eu în 21 mai 1991 am propus în sala de festivități a Poliției Române să se reducă aparatul central cu 50%. Vă dați seama, mi-au sărit toți în cap atunci. Dar am avut perfectă dreptate. De atunci au crescut de 30 de ori.
Și consecința? Care este? Și gândiți-vă câți infractori sunt plecați din țară, dacă ar fi aia toți acasă. Ce s-ar întâmpla? Eu mă îngrozesc. Ies în trafic și văd niște încălcări extrem de grave în locuri unde își bat joc pur și simplu. Nu-i niciun polițist acolo. Mă întreb unde sunt. Sau de ce nu sunt acolo? Răspund eu răspunsul. De ce nu sunt acolo? Să vadă cum își permite după banda a treia la Burdea, adică banda din dreapta, dinspre cimitir, să taie pe cei care sunt pe banda din stânga, că normal mai ar putea să iau la stânga, spre Unio. Ei, taie prin fața tuturor, calcă benzile continue, într-o veselie generală. Și nu-i întreabă acolo nimeni. Nu-i întreabă nimeni. Și atunci, că mai bine n-aș fi lucrat în poliție, cred că eram mai liniștit. Că nu le vedeam aceste lucruri. Dar văzându-le, văd taximetriștii, de exemplu. Păi bătaie de joc ce fac taximetriștii în satul mare. Eu am luat 30 de permise de conducere la taximetriști. Și în următoarele două zile am făcut ședință, jumătate astăzi și jumătate pe mine, la fostul cinematograf popular. Și le-am spus foarte clar, băieți, continuați în ritmul ăsta și satul mare rămâne fără taximetriști. Păi voi care ar trebui să vă grijiți că permisul la voi înseamnă pâine. Și voi încălcați la modul grosolan. Nu se poate. Da, știți care este răspunsul asta că unde sunt polițiștii? Eu sunt și în Comisia de Siguranță a Circulației a Municipiului Satu Mare și acolo, în cadrul ședinței, avem reprezentant al Poliției Rutiere. O altă ședință strict secretă, domnule Mașculin. Nu eu am secretizat această ședință, știți cine a secretizat și așa au rămas. Bun, și tot discutăm despre aceste probleme de încălcare a regulilor de circulație, opriri interzise, întoarceri interzise. Și știți care a fost răspunsul? Nu ne interesează aceste aspecte pentru că nu sunt generatoare de accidente. Noi primim sarcini foarte concrete și niște indicații foarte concrete care sunt prioritizate. 1. Alcool. 2. Viteza. Trecere pe roșu, neacordare de prioritate. Astea sunt cele 4 elemente pe care noi trebuie să le urmărim și să sancționăm, care nu sunt generatoare sau au un risc mic de accidente, pe noi nu ne interesează. Asta a fost răspunsul. Deci sfera de activitate a lor e restrânsă la 4 direcții, da. Păi, și ce... nici la asta nu fac față. Uitați-vă ce se întâmplă. Stau la pândă și dau amenzi. Stau la pândă. Stau la pândă și cu radarele și cu celelalte. Eu acum, doamna Stella știe de ce am făcut eu niște drumuri în vara asta pe la București. Îți vine să nebunești. N-apuși bine să ieși dintr-o localitate, că în următoarea este radar. Dar sunt așa puse, ascunse, să te prindă cu orice preț. Camere, care mai de care, mai sofisticate, radaruri mai sofisticate. În loc să rezolvi o chestiune simplă, să aloce în loc să cumpere atâta tehnică extraordinar de scumpă, să aloce carburanți și mașinile circulației să patruleze. Când patrulează, la vedere, când patrulează mașinile cu inscripția astea a poliției rutiere, toți șoferii își fac semne și toată lumea circulă prudent, nu se întâmplă nimic. Dar ei stau la pândă ca să se prindă, să te ardă. Nu se poate așa ceva. Din păcate s-a format un sistem efectiv represiv din partea poliției în momentul de față. Se lucrează pe statistici. Exact. E clar pentru toată lumea. Câte permise trebuie să luăm, atâtea. Câte amenzi trebuie să dăm pe chestia aia, atâtea. Bun, ne-am făcut norma. Dar nu asta trebuie să fie rolul. Poliția are două principii importante după care trebuie să se ghideze, părerea mea. Represiv sancționator și preventiv în primul rând. Și ați întrebat ce înseamnă preventiv. Și foarte bine că poate unii dintre cetățeni nu înțeleg ce vrem să spunem prin acest rol preventiv. Acest rol preventiv, cel puțin prin acest fapt, eu înțeleg că poliția în primul rând trebuie să fie printre oameni. Nu mă gândesc în niciun caz la acele declarații de presă ale nu știu cărui purtător de cuvânt care ne spune că au făcut
acțiuni de prevenire, să le spună oamenilor să nu lase geamurile deschise când pleacă în concediu sau niște chestii care, hai să fim serioși acum, nu cred așa se previne, nu. Polițistul, și hai să vorbim de poliția locală, că până la urmă este o chestiune care ne interesează pe toți, preferă să vină să mă amendeze pe mine sau pe cetățeanul de bună credință că a parcat cu 2 metri mai încolo decât era linia, decât să efectiv să patruleze. Nu știu, le dau eu exemple pe unde să patruleze, pe Horia, prin anumite cartiere, ca să creeze acel sentiment în mintea acelor persoane care sunt, nu știu, sunt pasibile să comită infracțiuni, că domnule, nu mai, nu putem, pentru că la fiecare colț poate să apară poliția. Cosme, asta este știți ce esențialul. Vreau să vă întreb? Cum se face că toată lumea este nemulțumită de activitatea poliției locale, majoritatea partidelor din opoziție, să le spunem, opoziție locală, cu toate acestea niciun consilier la nicio ședință de consiliu nu propune să fie invitat la acea ședință și directorul poliției locale și împreună consilierii și directorul poliției locale să stabilească ce să facă polițiștii locali de mâine începând sau de poi mâine. De criticat e foarte simplu să-i criticăm. Acum ar fi critica-i bună. Ar fi critica-i greșit bună din partea noastră să spunem că situația din satul mare, numărul mare de tâlhării, de furturi, numărul ridicat de accidente rutiere se datorează poliției locale. Facem un experiment, doamna Stella, vă invit și pe toți, facem un experiment. După terminarea emisiunii, mergem între cele două poduri pe dig și o să vedem că nu o să găsim nici țipenie de polițist local. Se putea preveni cea crimă dacă se patrula și cineva, nu știu, la 200 de metri mai sus era în patrulare? Nu știu, polițist local, jandarm, ce o fi? Domnul nu știu, Cosma, era merge o posibilitate. Unde vreți dumneavoastră municipiul și nu vom întâlni nicio patrulă. Păi vedeți, nici de poliție locală, nici de poliție națională, asta este marea problemă. Nici de jandarmerie sau dacă vom întâlni, vom întâlni în autoturisme cu girofarul pornit. Se plimbă prin cartiere, păi vedeți, ca să sperie critica, hoții doamna, din punctul doamna, meu de vedere. Da, critica. Noi nu venim acum, eu cel puțin nu cred că de dragul de a spune lucruri. Dacă o să observați, public acum 2 luni a spus că este o problemă și este un focar pe strada Horia, acele persoane care stau acolo. Trec zilnic pe acolo, pe acolo trec când merg la parchet. În jur, scuipă, se bat. Efectiv, cetățenii ocolesc acea parte, merg pe partea Teatrului de Nord pentru a nu intra în contact cu acei oameni. Nu știu, poliția locală, nu neapărat poliția locală, primăria putea să rezolve această problemă. Este o problemă, sunt în centrul orașului, ați văzut cum arată acele imobile. Și am atras atenția și uitați că s-a întâmplat unul care locuiește acolo, sigur, recidivist. Uitați o măsură de prevenire la care s-a renunțat și eu nu pot să înțeleg de ce s-a renunțat. Unde sunt sectoriștii? Erau sectoriști, satul mare avea 35 de sectoriști, 35 da, de sectoare. Acei sectoriști aveau niște misiuni foarte clare în zona lor de responsabilitate. Odată la 6 luni trebuia să verifice toate cărțile de imobil. Da, dar ce însemna verificarea cărții de imobil? Acolo era luat la puricat fiecare care stătea în imobilul respectiv, fie că era chiriaș, fie că erau proprietarii casei, și studiat fiecare cu ce se ocupă. 1. 2. Erau obligați să facă vizite lunar la domiciliul infractorilor, să vadă dacă îi găsesc, dacă s-au încadrat în muncă, dacă își văd de treabă, dacă la locuința lui nu se găsesc obiecte posibile la provenit din furt. Să mai faci așa ceva? Păi știți cum cunoșteau sectoriști? Aveam niște sectoriști extraordinari. Știți cum cunoșteau populația? Acum nu mai sunt acei sectoriști care venea și sfurniza, nu știu dacă n-am spus odată aici, când maică mi-a fost tâlhărită aici pe digul râului Someș. Și atât a reținut ea, că se învăluia ziua cu noaptea, așa când venea pe dig și atunci nu era digul amenajat cum e acum. Că unul, așa cum l-a văzut ea din spate, pe tâlhar, semăna din spate cu un coleg de muncă de la fabrica de sticlă din Poiana Codrului. Ne-am dus la ăla din Poiana Codrului și omul a acceptat să vină într-o seară
în fața sectoriștilor și agenților de ordine. Și a stat cu spatele omul. Și Plutoneru ajuta în Vitoc Vasile Dumnezeu să-l odihnească, e mort. Când l-a văzut, a spus: tâlharul este cu tare din Doba. Ne-am dus în seara respectivă, l-am luat pe ăla și ăla era tâlharul. Asta însemna cunoașterea populației. Acum nu mai sunt sectoriști. Cine să cunoască populația? Să întâmplă un eveniment. Cum faci cercul de bănuiți, cercul de suspecți? Dacă nu ai oameni care să-ți cunoască populația. Eram copil și știam că vine sectoristul. Deci eram copii și știam că vine sectoristul. Era și după Revoluție, domnilor. Nu trebuie să ne gândim la sectoristul dinainte de Revoluție. Era și după Revoluție, domnul Fernea. Sectorist... Da, a fost până în 2004. Cât încă eram eu inspector și până în 1997, erau sectoriști așa, normal, cum au fost întotdeauna. Dar nu s-a mai după ocupat. Aceea, nu știu, s-a înființat și cunoșteau poliția și... de proximitate. N-am înțeles nici astăzi ce poliția asta de proximitate și nici nu văd pe undeva să-i văd rezultatele. Dar termenul e pretențios. Proximitate. Trebuia un șef. Trebuia. Că sectorii nu mai erau buni. Deci acestea sunt niște chestiuni care, din păcate, au dispărut, ca să nu vă mai spun că au dispărut polițiști. Eu pensionat la 38 de ani. O prostie mai mare decât cea care s-a făcut în anii 2000-2001. Când i-au ademenit cu niște pensii foarte mari și i-au scos și s-a produs un vid de autoritate extraordinar. Au angajat din câmpul muncii o grămadă. De la cine să învețe aia meserie? Eu am învățat meserie, deci aveam studii superioare când am venit la miliția raională în satul mare. Și erau ofițeri cu 7 clase, dar erau niște meseriași extraordinari. Am avut de la cine învăța. Acum, de la cine să învețe? Deci domnul Fernea, dar pe vremea în care dumneavoastră conduceați poliția, se întâmplau astfel de situații în care doi jandarmi să fie bătuți în sediul poliției, într-un birou din poliție, de un singur infractor? Mai bine tăceam. Unul îi dădeam afară pe amândoi urgent. Urgent îi dădeam afară. Doi, dacă ar fi fost poate primul eveniment și analizat într-un context, poate nu-mi dădeam demisia. Dar l-obligam pe șeful lor să-și dea demisia. Ăla care răspundea direct, nemijlocit de ei, îl obligam pe ăla să-și dea demisia. Sau îl destituiam eu. Dar nu se poate așa, noi umblăm cu mănuș. Dacă eu cred că cel mai elegant, infractorii... din păcate, nu este de încurajat un astfel, este foarte rușinos, periculos, înseamnă că acel recidivist, acea persoană, este o persoană deosebit de periculoasă și mă întreb cum a beneficiat și de liberarea condiționată, cum l-au supervizat în penitenciar când l-au aprobat pentru liberare condiționată. Dar asta e o altă discuție. Cred că cel mai elegant ar fi fost din partea jandarmului să-și țină gura. Dacă i-o bătut pe doi, atunci ce să mai zic? Da. Și în sediul poliției. Dar ea la ce făceau? Polițiștii pe unde erau? Deci nu, sunt niște dacă jandarmii n-ar fi spus că au fost bătuți, domnul Cosma astăzi, acest recidivist, se plimba printre noi în libertate. Pentru că judecătorul de drepturi și libertăți și-a însușit propunerea procurorului doar tâlhăria în parte. Tâlhăria a fost suficientă? Sigur că se putea... Domnul Cosma, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Satu Mare a emis mandat de arestare împotriva acestei persoane doar pentru ultraj. Pentru tâlhărie, distrugere și tulburarea ordinii publice? Nu. Nu știu dacă pentru tâlhărie nu a dispus. Păi, uitați-vă și noastră pe portalul instanței și veți vedea. În cauză nu cunosc, dar la modul general pot să spun că orice astfel de... Eu știu din experiență, când a fost vorba de tâlhărie, cred că 99,9% din cazuri s-a dispus arestarea preventivă. Și eu m-am mirat când am văzut acest lucru înseamnă pe portalul instanței. Înseamnă că tâlharul este în libertate, care a comis fapta. Dacă nu pentru asta s-a dispus arestarea preventivă, dacă pentru tâlhărie nu. Înseamnă că nu e acuzat de tâlhărie. Această persoană despre care vorbim, acest Cuha, este cel care i-a bătut pe cei doi jandarmi. Ei, acest Cuha l-a bătut pe angajatul hotelului respectiv și în timp ce îl bătea, i-a sustras telefonul, ceea ce se numește tâlhărie. Absolut. Ei, pentru tâlhărie, el n-a fost arestat. A fost arestat doar pentru ultraj.
Aveți posibilitatea chiar să știți că mâine va fi. Nu trebuie să așteptați ziua de mâine, puteți să verificați astăzi pe portalul judecătoriei nu și veți vedea detalii, că... Dar o să verific. În orice caz situația, orice astfel, că sunt multe, că sunt puține, sigur că e o problemă generală, orice, așa cum am spus, orice atingere adusă oricărui cetățean din județul nostru. Însă lucrurile trebuie tratate cu maximă seriozitate și, cum am spus de la început, probabil sătmărenii se așteptau la o poziție oficială din, ca să fie liniștiți. Și mă refer și la, tot am accentuat această strategie a poliției locale, că până la urmă dânsii sunt mai mulți și dânsii au posibilitatea să fie direct printre cetățeni. Poliția Națională, sigur, are o arie mult mai largă de activitate, dar poliția locală, nu este normal ca să nu pot sta în centru orașului la o terasă, pentru că e plin de cerșetori, e plin de tot felul de oameni. Deci aici eu nu cred, orașul Satmea nu este un oraș foarte mic, nu este un oraș foarte mare, dar putem să-l păstrăm un oraș sigur în primul rând și cochet. Nu este normal ca în plin centrul orașului Satmea să nu te mai simți în siguranță. Să nu uităm, și digul face parte din centrul orașului Satu Mare. Repet, stă la îndemâna consilierilor să rezolve această situație. Domnul Mașculic, și așa ați intrat în cursa internă UDMR pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare. Poate veni această propunere de la dumneavoastră, de la UDMR. Sunteți, nu-l pedepsiți, dacă nu mă înșel, cei mai mulți consilieri municipali. De ce încă o dată? Încă o dată, poliția locală funcționează pe baza unei legi aprobate de către Senatul și Camera Deputaților a României. Nici de cum nu funcționează poliția locală după regulile stabilite de către primar sau de către Consiliul Local. Chiar nu vreau să apăr, pentru că, în mod normal, acolo, cum zice și colegul, ar trebui să simțim prezența lor. Dar uitați-vă la cei care au fost angajați acolo, da? Cum sunt îmbrăcați și cum arată? Nici de cum. Și prin prezența... Cum sunt îmbrăcați și cum arată, domnul Mașculici? Unul de 80-90 de chile, unul de 35 de chile. Deci vreau să vă spun... Merg sub brațe cu niște mape... Domnul Mașculic, probabil inspiră absolut, vreau să vă spun că eram într-o zi la judecătorie, la instanță, și doi domni polițiști locali au venit cu o persoană. Era cu mandat de aducere. Vreau să vă spun, când acele persoane au intrat în sala de judecată, mă întrebam oare de unde sunt acești oameni, că sunt atât de bine echipați, mult mai bine, domnule Fernea, echipați decât cei de la Poliția Națională. Credeți-mă, erau mult mai bine echipați. Domnul Cosma, bănuiesc că ați văzut și noastră astfel de situații. Da, văd în fiecare zi. Știu, și pe mine. Și atunci putem da vina pe... Stați un pic. Ceea ce spune domnul Mașculic este foarte întemeiat. Uitați-vă, și sunt situații. Eu nu vreau să jignez, Doamne ferește, nu am nimic personal cu cei care lucrează, tot respectul pentru dânsi și își fac treaba. Acolo este o problemă de selecția personalului, o problemă de strategie, efectiv. Eu vă garantez că au mai multe dotări și au mai multe mașini, în primul rând, mașini, decât poliția municipiului Satu Mare. Domnul Cosma, acei oameni n-au nicio vină. Dacă ei sunt puși să facă circulație, păi ei vor face circulație. E mult mai comod să faci circulație decât să prinzi hoți, tâlhari sau altceva. Dar eu de asta am spus că este nevoie de o strategie, iar primarul poate să influențeze în mod direct. Consilierii se întâlnesc o dată pe lună. Primarul în orice clipă poate să-l cheme la raport pe șeful poliției locale, la care să-i spună: domnule polițist, astăzi vreau să văd 10 polițiști locali care patrulează prin centrul orașului Satu Mare. Vreau să văd în fiecare parc câte un polițist local care previne distrugerea coșurilor de gunoi și a băncilor. Asta poate să facă primarul. Poate să facă și deci consilierii. Deci hai să înțelegem, da, cum să poată face consilierii. Domnul Cosma, probabil domnul Coica va fi contracandidatul dumneavoastră, dacă veți reuși să...
treceți de cu siguranță, cu siguranță sita partidului dacă cu siguranță, veți fi maestră candidatul PNL și atunci este cumva justificată vehemența dumneavoastră împotriva domnului Coica. Doamna, dar dumneavoastră știți Coica foarte bine că și acum 2-3 ani am spus lucrurilor pe nume și am să le spun și dacă voi dar fi candidat. Dar asta nu ne împiedică, domnul Cosma, să vedem și să vedem și ce fac consilierii. Nu putem să spunem că primarul este vinovat pentru tot ce se întâmplă, pentru că primarul vine cu o propunere de hotărâre, consilierii o votează sau nu, au posibilitatea să nu o voteze dacă din punctul lor de vedere acea propunere. Există o lege generală, de aceea se numesc consilieri, că pot să-i ceară primarului să-l cheme la o ședință de consiliu pe directorul poliției locale și să stabilească toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le imputați poliției locale. Haideți să nu fim ipocriți și să spunem că doar primarul este vinovat pentru ce se întâmplă aici. Nu am spus, o parte de vină o au și consilierii, nu doar primarul. Primarul până la urmă nu face ce vrea el la primăria asta, că nu e societatea lui, nu este... Ba da, în satul mare așa funcționează. În satul mare cam așa funcționează. Înseamnă că am greșit, domnule Cosma, atunci când ne-am ales consilierii. Dacă primarul face ce vrea în primăria municipiului satul mare... Uitați-vă, stați puțin. Dar n-ați spus problema că ați ales greșit primarul cumva. Probabil că am ales greșit. Consiliul este organul deliberativ. Nu putem spune că consilierii sunt cei mai buni și primarul este cel mai rău. Nimeni nu a vrut să zică atât chestia asta, da? Și consilierii, cât și primarul sunt vinovați. Consiliul este organul deliberativ. Să nu uităm acest lucru. Acum, este deliberativ. Am zis când i-ați dat cuvântul la domnul Masculic, dar acum zic pentru amândoi că i-ați nominalizat drept candidați la primărie și posibil ca unul dintre dânsii să ajungă primar. Nu-l obligați să-și ia angajamente în fața sădmărenilor că va rezolva această problemă, că vă spun eu, nu o poate rezolva. Nu o poate. În primul rând, sunt insuficienți numeric. Ca să poți să alcătuiești 40 de patrule și pe timp de zi și pe timp de noapte, ei nu au această forță. Precup știe. Precup a fost un polițist foarte bun. Și știe ce ar trebui făcut acolo, dar nu dispune de mijloacele necesare. Aici, dacă nu se regândește această problemă la nivelele la care trebuie să se gândească, dacă nu se vine cu niște reglementări foarte clare, nu-i limitezi la un buget de nu știu cât, le dai salar 1000 de lei și ei sunt atâția și tu ai pretenții să-ți rezolve toate problemele din municipiu. Nu se poate. Nu se poate. Deci, trebuie luate niște măsuri extrem de serioase. Eu de 25 de ani de democrație am spus la toți parlamentarii de satul mare. Bă, oameni buni, mergeți acolo la București, pedalați pe trei probleme mari. Învățământul, pentru că cu oameni needucați nu poți progresa, sănătatea, cu bolnavi nu poți progresa, și ordinea publică. Fără ordine în țară, iar nu poți progresa. Toate sunt la și pământ, domnule Fernea. Toate sunt la pământ. Pentru că oare când s-a discutat la nivel central sau când a început să se discute la nivel central cât de cât despre sănătate și despre învățământ și să se și ia niște măsuri cât de cât că măsurile până la măsurile care ar trebui se iau drumul e foarte lung. Cu 4 zile înainte de începerea anului școlar la sănătate nu se iau deloc sau acum spitalele au intrat în administrarea consiliilor, ei sunt cei care trebuie să le amenajeze și să aibă grijă de felul în care arată spitalul. Bineînțeles că medicii trebuie să se ocupe de sănătatea noastră a tuturor, dar nu le putem cere, domnule Fernea, a medicilor să ne dea performanță, să ne salveze vieți când nu au instrumente, când nu au medicamentele necesare și când eu știu, salariile lor lasă de dorit. Parlamentarii se gândesc doar la salariile lor, la pensii speciale pentru parlamentari, cei de la guvern se gândesc cum să-și majoreze salariile cu 300% și apoi să spună că domnul Oprea este vinovat, președintele UNPR, că el a fost premier interimar, cu toate că acolo la acea ședință a fost prezent și Victor Ponta.
Cam astea sunt lucrurile de care se ocupă aleșii noștri. De la refugiați am ajuns la ordine publică, la problemele municipiului Satu Mare, dar vreau să revenim, domnule Fernea, la domnul Mașculic și domnul Cosma, care, așa cum am arătat, au intrat în cursa internă, domnul Mașculic în cursa internă UDMR pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare, iar domnul Cosma în cursa internă PNL pentru funcția de primar. În ambele partide sunt câte cinci candidați care doresc să fie primari ai municipiului Satu Mare. Și vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră dacă nu cumva v-ați răzgândit între timp, având în vedere faptul că domnul Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, este după gratii. A sperat că după contestație judecătorii o să-l pună în libertate. Nu s-a întâmplat acest lucru. Prefectul municipiului București l-a suspendat. Păi, în prim, din capul locului Sorin, primarul fostul primar al Capitalei, Sorin, cel de fapt suspendat, Sorin Oprescu, nu a fost și nu este pentru mine un model. Și nu cred că funcționăm după aceleași principii. Evident că nu m-am răzgândit, voi merge până la capăt în această competiție. Este o competiție, repet, o competiție internă care nu excede limitelor a ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal. O competiție cât se poate de colegială, elegantă în cadrul partidului, în care până la urmă ne batem în idei, în proiecte și care poate genera cele mai multe voturi și încredere, în primul rând, în rândul sătmărenilor. Acesta va fi candidatul care, dintre cei cinci, va fi nominalizat de către partid. Sigur că mai este o perioadă, suntem în plină desfășurare a acestei numiri a candidatului, dar suntem oarecum spre final. Nu vă temeți, domnule Cosma, Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a spus în fața judecătorilor că știa că îi se pregătește ceva, nu s-a protejat pentru că nu era implicat în fapte de corupție. Adică, cumva, Sorin Oprescu lasă să se înțeleagă că este cercetat, a căzut în plasa procurorilor DNA doar pentru că vroia să mai candideze. Acum, eu nu mă duc atât de departe. Observ un mesaj oarecum unitar din partea celor care la un moment dat ajung în astfel de situații sensibile, regretabile până la urmă, să spună că este o conspirație împotriva lor. Am văzut miniștri care n-au făcut absolut nimic, dar nu pot în niciun fel explica cum dintr-un salar de 5-6 mii de lei au milioane de euro în cont. Deci, situații foarte discutabile. Repet, nu vizez o astfel de funcție pentru a ajunge la închisoare în niciun fel sau a face fapte de corupție. Dacă voi putea, prin ceea ce știu, prin experiența mea administrativă, experiența mea juridică și, de ce nu, personală ca om, să contribui la bunăstarea acestui oraș și la dezvoltarea lui, o voi face cu mare drag. Dacă nu, voi sta în spatele și alături de candidatul care va fi cel mai bun din partea noastră. Domnul Mașculic? Cele întâmplate cu domnul Oprescu m-a pus pe gânduri să renunț la această candidatură sau, mă rog, la această cursă internă. În această cursă internă eu am înscris, am fost primul, începând din martie, în care am zis că după aproape 18 ani cât am fost la fruntea unor firme private și am condus aceste firme private, am căpătat o experiență, cred, destul de mare ca să pot să conduc un oraș. Astea sunt gândurile care duc înainte și vreau să... Aș dori să ajung acolo să pot să conduc un oraș. Atât deocamdată. O să vedem. Când vom ști rezultatele de la UDMR? Deci, în mod normal, după ultimele informații pe care dețin, undeva prin 2 octombrie va fi o ședință în care se va decide. Un grup de electori, cam 270 de electori, vor decide cine va fi candidatul. Vor nominaliza candidatul pentru această funcție, care, bineînțeles, după aia trebuie să fie validată de încă două foruri supreme.
Da, domnule Fernea, îi întrebam pe cei doi domni dacă nu s-au răzgândit, dacă nu le este teamă și când le-am adresat această întrebare, m-am gândit și la domnul Cornel Pieptea, liberalul, colegul dumneavoastră, domnule Cosma, colegul dumneavoastră de partid, viceprimarul Capitalei, care a demisionat din funcție astăzi, deci el nu vrea să preia interimatul primăriei generale a Capitalei. Oare de ce, domnule Fernea, se teme că va ajunge și el pe mâna procurorilor DNA? Deci eu spun că n-au de ce să-și facă probleme cei doi domni, dacă vor ajunge unul dintre dânsii să fie primarul municipiului, atât cât îi cunosc eu. Eu cred că sunt oameni de onoare, sunt oameni serioși, sunt oameni cinstiți și n-au de ce să-și facă probleme. Nu e ușor de condus o primărie, indiferent că e satul mare sau că e București. Acum, dumneavoastră, eu mă așteptam să-mi spuneți ce părere am eu despre Oprescu, că e al nostru, al PSD-ului. Și eu v-aș fi răspuns, v-aș fi adus aminte că de fiecare dată un candidat independent. El și-a dat demisia. Susținut ultima dată de USL și de colegii de partid ai domnului Cosma. Doamna Stela, știți că cum e greu de dialogat. Că nu e greu deloc, domnule. Foarte greu de să fiu întors așa după deget. PSD-iști în București... Nu vrea nimeni să vă întoarcă, dar trebuie să recunoașteți că Sorin Oprescu n-a fost niciodată independent. Vă rog să mă ascultați. Ba da, a fost independent. El și-a dat demisia din partid înainte de a candida din PSD. Și PSD-iști în București sunt vreo 100 și ceva de mii. Câți l-au votat pe de ajuns primarul general? Nu știu, dar știu câți l-au susținut. Chiar dacă l-au susținut, ăștia 100 de mii de PSD-și din București. Nu dar știu, nu știu, domnul Fernea, nici restul câți votanților PSD-și cine au fost? Sunt de la... l-au ales bucureștenii. Nici câți PSD-și sigur, sunt asta, în București. Asta sigur este că l-au ales și pe domnul Coica, l-au ales să mărești. Înseamnă că a știut să fie foarte parșiv. Parșiv, asta am vrut să... Exact, mi-ați luat termenul. Eu am vrut să folosesc un alt termen. Asta nu înseamnă că pe Oprescu îl scutește ceva. Nimic nu îl scutește față de faptele pe care le-au comis. Și eu nu sunt de acord cu această afirmație că n-ar fi comis această faptă și că totul e un scenare și că totul e nu știu cum și că știa nu știu de când știa. Păi dacă știa, eu judec lucrurile probabil ca om care am lucrat 34 de ani în poliție. Păi dacă știa, nu era normal, cel puțin în momentul când o știut, să-și fi luat niște măsuri, nu să umble la ora 12 noaptea cu 25.000 de euro. Omul a împrumutat banii, da. De ce sunteți rău, domnule? La 25... Doamna Stella. A făcut un credit, așa noaptea, scurt. Avea nevoie și el de doamna niște Stella. Bani. Și... Păi și nu de suntem fapt, nici toți nu în țara asta, acolo. Nu toți suntem fraieri. Exact. Ne cred pe toți proști? Nu suntem proști. Exact așa zicea și domnul Frescă, nu toți suntem hoți. Așa, nu suntem toți proști. Iar viceprimarul care și-a dat demisia astăzi și nu vrea să accepte funcția de, nu știu de la care partid. De la PNL. De la PNL. Probabil că a sesizat mafia care e în primăria Capitalei, mafia care nu e creată de un an, doi, e veche. Și probabil acest om onest își dă seama că nu va putea face față acestei funcții, nu va putea să destrame nenorocita asta de mafie care s-a creat acolo. E mai ușor să faci parte din ea decât și atunci omul a zis, domne, nu mă bag. Nu mă bag. Dar nici Darabont. E mult mai corect să spui când tu simți că nu ești în stare să duci o pălărie, să nu o pui pe cap. E mult mai corect. Să spui cinstit, domne, nu sunt în stare să conduc primăria. Decât să accepte și pe urmă să nu poată să-i stăpânească pe ăla, îi întinde o cursă și cade și el. Dar nici celălalt viceprimar. Domnul Cosma, nu-i stare colegul noastră de partid să conducă o primărie? A renunțat PNL-ul la cea mai mare primărie din țară pentru că nu are oameni care să fie în stare să conducă? Haideți, păi atunci cum vreți să veniți la guvernare, domnul puțin. Cosma? Lucrurile nu trebuie privite cum la să modul privim? Ăsta.
fiecare politician, fiecare om din administrație are anumite limite. Și și-a stabilit omul că el maxim ce poate în viața asta de politician să atingă este postul de viceprimar. Da? Și cred că este un gest responsabil. Acum e ca o ipoteză. Eu chiar nu cunosc situația personală a acestui domn pieptean. Da? Nici nu-l cunosc. Dar mă gândesc logic. Probabil una dintre argumente ar putea fi asta. Nu se pricepe omul, nu vrea să se bage, poate nici nu știu, e în vârstă sau e mai tânăr. Nu cred că este un... cu tărie cred că este un gest responsabil să spui, dom'le, nu pot să duc la, nu știu, la bun sfârșit acest proiect. Iar să vii într-o primărie, repet, să vii într-o primărie unde situația este extrem de sensibilă în momentul de față, după plecarea domnului Oprescu, care nu știm ce a lăsat în urmă și probabil e nevoie de o perioadă în care încă vor fi multe vizite ale procurorilor și a organelor de cercetare pentru a eluda anumite, a elucida anumite probleme care au fost lăsate pe acolo, da? Nu cred că careva politician își... Acest domn pieptean sau cum îl cheamă, viceprimarul capitalei, totuși este viceprimarul capitalei. N-a observat el cu ce se ocupă domnul Sorin Oprescu, dacă într-adevăr se ocupa de acele fapte care îi se impută? Oare acum, știți cum ce e? S-a întâmplat? Domnul Piepteanu nu are... A fost ales acolo să fie viceprimarul capitalei. Bun, doar ca haideți să... Haideți să gândim logic. Acum, noi stăm aici la o masă, dar eu știu ce face domnul Ferne sau ce face domnul Mașculi când pleacă de aici sau ce fac eu, dumneavoastră știți. Deci sunt niște chestiuni care nu avem noi, chiar dacă era viceprimar. Păi de unde să știe ăla să-l urmărească la două noapte pe unde umblă Oprescu să ia bani și pagă de la nu știu care? Dacă dar a luat. Nu s-a n-a văzut acest domn viceprimarul capitalei unde se duc contractele? Dar cum nu, se face acest domn nu este ofițer SRI și nici procuror. A, deci dacă nu este ofițer SRI, el poate să doarmă la primărie, că nu e nicio problemă. Apoi când... Când are posibilitatea PNL să preia cea mai mare primărie din țară, refuză. Nu, îi ajută pe cei de la UNPR. Stați puțin, UNPR, dar noi nu vrem orice preț. Mic, dar noi nu a preluat preț. Primăria capitalei, n-are nicio problemă. Vedeți, asta e diferența dintre noi și alții. A renunțat. Noi nu vrem cu orice preț să ajungem la putere. Să fim, noi vrem pe o construcție solidă, pe niște temeiuri clare, pe niște principii solide, să ajungem într-o anumită funcție. Domnul, nu cu orice preț. Domnul Cosma, aveți consilieri acolo, consilieri PNL. A renunțat un om, doamna Stella, n-a renunțat partidul. Da. A renunțat un om. Dar eu întreb ceva. Un om nu, nu-i partidul. Domnul Fernea, dumneavoastră ați văzut-o pe acea doamnă consilier Crețu, cum o cheamă, Sorina Crețu sau cum... cum a explicat ea întregii României, de ce a ajuns domnul Sorin Oprescu după gratii, cum a plantat ea copaci, era pe primul loc pe lista PDL-ului la funcția de primar general al capitalei. Și ea a scris pe hârtie ca acest domn Oprescu să fie săltat de procurorii DNA și așa s-a întâmplat, pentru că, nu știu, planeta sau cine, universul a ajutat-o pe această doamnă. Păi lăsați-mă, domnul la data Stella, când cu o candidat, de oameni este normal să nu mai vrei să conduci Stella, primăria. La data când o candidat, probabil că era o femeie foarte serioasă. Nu acționa universul. Dar o copleșit-o problemele din primăria Bucureștiului. No. Tot ați discutat de colegul, de acel domn care a renunțat la funcția de viceprimar, da, și nu vrea să conducă mai departe, dar ce ziceți de domnul Darabont, care e tot viceprimarul acum, cred că e de la PSD, da? Care a fost primar pe sectorul 6, cu peste 400.000 de oameni. Nici el nu vrea. Adică, domnule Mașculic, vreți să ne spuneți că cei nu de UNPR dau o lecție de curaj, dau o lecție pentru cele două mari partide, PSD și PNL? Deci foarte probabil. Foarte. Vreau să vă spun că deci foarte acest probabil. Domn Ștefan Dan Marian a preluat interimatul cu 39 de voturi pentru și doar un vot împotrivă. Deci toate partidele, indiferent că se numește PSD, indiferent că se numește PNL, consilierii și-au dat mâna ca... S-a pus un consilier acolo. I-au dat pe tavă
primăria capitalei domnului Gabriel. E o funcție interimară. De la ce partid? De la UNPR. Dar PSD nu a acceptat, PNL-ul nu a acceptat. Cu 39 de voturi pentru și poate să fie un primar, vot împotrivă. Un primar și în această situație, domnule Fernea, vreau să vă întreb pe dumneavoastră și pe domnul Mașcuri și pe domnul Cosma, foarte scurt, cât mai este până când domnul Gabriel Oprea va prelua guvernul? Păi asta n-am eu de unde să știu. Vom vedea după congres. Păi congresul din 11 a PSD-ului, dar eu sunt convins că în scurt timp va prelua guvernarea Partidul Național Liberal. Cu cine? Cu oameni care cheamă Universul în ajutor să-l înlăture pe domnul Oprescu, prim-ministru care este pregătit să preia această funcție cu o platformă puternică. Domnul Cătălin Predoi este pregătit pentru acest portofoliu. Aveți prim-ministru, dar nu aveți o persoană în stare să preia Primăria Generală a Capitalei. Domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV. O seară liniștită!